și domnilor, să o primim cu aplauze pe Bianca Sasu! Bună seara, domnișoară! Bună seara! Bună seara! Bună! O să-l rugăm să vină mai în față, ca să se vadă că n-am venit degeaba de la Suceava cu el până aici. Bună seara, oameni buni, pentru cine nu mă știe, sunt eu. N-am venit singur aici, ceea ce puteți observa, și am niște emoții îngrozitoare, ceea ce, evident, nu vă pasă. Ba, ne pasă! Nouă ne pasă! Va fi greu. După cum vă spuneam, n-am venit singură, ci cu păsăroiul Nuc. El este animalul meu sau fratele meu. Și am venit pentru el, ca să devină celebru și să-l cunoască doamnele. Mulți au făcut celebri folosindu-se de așa ceva. De exemplu, Iulia Albu și-a făcut celebru păsărica. De ce să nu vin și să nu vă arăt pe-a mea? Nu? Nuc nu are încă o parteneră și pentru a deveni mai atractiv îl învăț glume. Căci se spune că bărbații cu simțul umorului au mai mult succes la femei. Sper. Sau după cum spune legenda, și la bărbați. Stai liniștit, Mihai, că eu nu cred asta. Una dintre glumele pe care el o știe este o glumă pe care cred că o să sfârșesc să o spun tot eu. Vrei să o spui? Nu? Asta credeam și eu. Știați că în insulele Canare nu există canari? La fel și în insulele Virgine. Nici acolo nu există canari. Pentru că l-am de 2 ani, sau mai bine spus, 2 ani de când ne avem unul pe altul. 2 ani prin care poate am trecut prin cele mai grele momente. Îl vindeți, domnișoară, sau încercați să comunicați cu el? Nu, încerc să-l fac celebru. Este deja celebru. O să fii mai celebru după. Și mai celebru. Continuați, sunteți uimitoare. Mulțumesc. Păi, exact. Da, mama. Uite, mama. Brav. Mamă, deci când spui, da, mami, mor. Mor. Vai de capul meu, deci. Da, mama. Da, mama. Hai de. Există mulți papagali celebri. Există. Spune. Eu? Dar nu este foarte pupăcios. Îi dai pupul mami? Hai, dai pupul mama. Hai. Hai, mama. Hai, dă-i, că dacă nu-i dau eu. Glumesc, continuați. Ai pupat un papagal? Maestre! Băi, Bendeac se îndrăgostește în mod absurd de toate concurentele. Bă, dar opriți-l, frate. Acum, dacă vrei să vină cineva să încerce să stai, să-i dai nu cu un pup, este binevenit. Hai, binevenitule. Te-ai potrivit. Sau mai bine aleg eu pe cineva la întâmplare. Mihai. Stai liniștit. Providența. Glumeam, am vrut doar să vezi cum se simt fetele care vin aici la umor. Deja aveți o pungă de semințe de la mine? Pentru micuț? Părinții mei la început nu au fost de acord să ne luăm un animal, că au spus că faci mizerie. Părinții tăi au venit, te-au însoțit? Nu. Ce bine. Oricum o să vadă. Tardiv. Idiot ești. Câți ani aveți? Cât îmi dați? Mulți. Așa. Generos. 21. 22. Uite cine se pricepe. Maestru. Este un ornitolog foarte priceput. Experiența, experiența. Mai am foarte puțin și termin. Și eu. Deci, băiatul ăsta chiar are mană dragoste. Of, Doamne, iar îl vedem pe Mihai în perioada de împerechere.
începe să-i arate penajul, să facă dansurile alea, știi, cu păsările alea. Da, știi, da, da. Îmi pare rău că sufru un microfon. Da, nu, nu-i băi, nu-i băi. E foarte cald pe scenă, nu? Și asta. Și aici emoții. Și asta. Adică e un cumul de. Este. Hai să încurajăm. Hai cum să nu, haide. Ai talent, deci tu ai talent. Noi suntem cu tine, să știi. Da. Da, bine, Steve. Sigur. Mai ales eu. Acum, dacă sunt doamne sau domnișoare care doresc să abordeze acest frumos, să-mi comentezi la videoclipul de pe YouTube, de la Iumor. Și nu uitați, dacă vreodată vă întreabă cineva pe care parte are papagalul penele mai faine, să spuneți că pe partea de din afară. Mulțumesc!